ne-ați revenit în seria rezolvărilor de teste grilă. Azi voi rezolva teste propuse de Universitatea Babeș-Bolyai pentru admiterea la Facultatea de Fizică. În acest videoclip le voi rezolva pe cele de mecanică și termodinamică, iar săptămâna viitoare pe cele de curent continuu și optică. Dar, așa cum v-am spus și cu alte ocazii, aceste rezolvări nu se adresează doar celor care doresc să dea admitere în specialitatea facultății care propune testele respective, pentru că rezolvarea unui test, indiferent cine îl propune, este folositoare tuturor celor care se pregătesc din materia respectivă și indiferent pentru ce facultate se pregătesc. Toată teoria de care aveți nevoie se găsește în cursurile de mecanică și termodinamică din acest canal. Găsiți linkurile în descriere. Să începem cu mecanica. 1. Viteza unui autoturism care se deplasează rectiliniu crește de la 15 metri pe secundă la 20 de metri pe secundă în timp de 2 secunde. Accelerația medie a mașinii în intervalul de timp considerat este egală cu. Avem viteza inițială, să o notăm cu V1, 15 metri pe secundă, și viteza finală, V2, 20 de metri pe secundă, iar durata, timpul în care viteza crește de la 15 la 20 de metri pe secundă, este 2 secunde. Accelerația se definește ca fiind raportul dintre variația vitezei și durata acestei variații, timpul în care s-a produs variația respectivă, adică delta V supra delta T, adică V2 minus V1 supra delta T. În cazul nostru, 20 minus 15, 5 metri pe secundă supra 2 secunde durata și găsim valoarea 2,5 metri pe secundă la pătrat. Ceea ce înseamnă că răspunsul corect, varianta corectă, este B. 2. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualul de fizică, relația de definiție pentru puterea medie este. Puterea se definește ca raportul dintre lucrul mecanic efectuat, de obicei de un motor, și durata efectuării acelui lucru mecanic, cât timp a lucrat motorul. Deci avem relația P egal cu L supra delta T. Și din nou, varianta corectă înseamnă că este B. A n-are cum să fie corectă, chiar dacă nu știm ce am spus până acum, pentru că în dreapta avem un vector, iar în stânga avem un scalar. Un scalar nu poate să fie egal cu un vector. Iar C, puterea este F ori R, produsul scalar a doi vectori este într-adevăr un scalar, deci nu este un vector, dar produsul dintre forță și o distanță este lucru mecanic și nu este putere. 3. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, relația de definiție pentru vectorul accelerație medie este. Vectorul accelerație este în modul ceea ce am scris aici. Și dacă vrem să lucrăm vectorial, vectorul accelerație este vectorul variație a vitezei supra delta T. Și avem această variantă, este varianta A, deci varianta A este corectă. Spune accelerație medie, pentru că nu știm cum s-a mișcat mobilul. Știm doar viteza inițială și viteza finală. Și diferența dintre cele două o împărțim la durată și găsim vectorul accelerație medie. B este accelerația dată ca raportul dintre forță și masă. E o relație corectă, dar se referă la accelerația instantanee. Vine din principiul fundamental al dinamicii. Iar C nu este
corectă varianta, pentru că raportul dintre o viteză și timp nu este accelerație. Trebuie să am o variație a vitezei ca să am accelerație. 4. Dintre mărimile fizice de mai jos, mărime fizică vectorială este A. Energia cinetică, B. Impulsul, C. Lucrul mecanic. Impulsul se definește ca fiind produsul dintre masa și viteza unui punct material, și pentru că viteza este vector, atunci și produsul ei cu un scalar, cu masa, este vector, deci impulsul este mărime fizică vectorială, are direcție și sens, ceea ce nu se poate spune despre energie sau lucru mecanic. Răspuns corect B. 5. Dintre mărimile fizice de mai jos, mărime fizică scalară este accelerația, impulsul, lucrul mecanic. Impulsul, tocmai am văzut că e o mărime vectorială, deci varianta B nu poate fi corectă. Accelerația de asemenea. Accelerația este un vector pentru că variația vitezei, care este și ea un vector, este tot un vector. Deci am doi vectori, dacă fac diferența lor, obțin tot un vector. Și atunci un vector împărțit la timp îmi dă tot un vector. Așa că mărime fizică scalară aici este doar lucrul mecanic. Răspunsul corect este C. 6. Un punct material se mișcă cu viteza constantă V0 10 metri pe secundă pe o distanță de 100 de metri, în cât timp parcurge această distanță. Dacă se mișcă cu viteză constantă, înseamnă că avem o mișcare uniformă și mișcarea uniformă, distanța parcursă, este produsul dintre viteză și durata mișcării V ori delta T. Noi trebuie să calculăm în cât timp parcurge această distanță, adică delta T. Și observăm că delta T este distanța împărțită la V. În cazul nostru, delta T va fi atunci 100 de metri, atâta este distanța, supra 10 metri pe secundă. Metrul se simplifică și am 100 pe 10, 10 secunde. Așa că răspunsul corect, varianta corectă, este B. 7. Principiul fundamental al mecanicii clasice are forma matematică. Să vedem. Varianta A, F egal cu M ori A. Vectorul F este egal cu produsul dintre masă și vectorul accelerație, este adevărat. Aceasta este expresia principiului fundamental al dinamicii. Ea ne spune că accelerația pe care o capătă un corp e direct proporțională cu forța care acționează asupra lui și invers proporțională cu masa corpului. Sau putem vorbi despre un punct material. Și ne mai spune că accelerația are aceeași direcție și același sens cu forța care produce accelerația. Deci varianta corectă este A. B nu poate să fie variantă corectă pentru că produsul dintre masă și viteză este impuls și nu este forță, cum scrie acolo. Iar C, F egal constant, n-are cum să fie principiul fundamental al dinamicii, este un caz particular. În general, forțele nu sunt constante, deci n-are cum să fie variantă corectă, nici C. Rămâne ca variantă corectă A. 8. Energia cinetică a punctului material are expresia și trebuie să alegem din cele trei formule pe care le găsim în variante. Energia cinetică are expresia masa înmulțită cu viteza la pătrat supra 2. Este energia care apare datorită mișcării. Corpurile în mișcare au energie pe care o numim energie cinetică. Așa că
B, n-are cum să fie corect, pentru că energia cinetică depinde de viteză și în B nu apare viteza, varianta B. B este, de fapt, energia potențială într-un câmp gravitațional. Iar C nu este corect pentru că viteza nu este la pătrat și atunci, dacă facem o simplă analiză dimensională, vom vedea că nu obținem unitatea de măsură care trebuie să apară, și anume joule-ul, pentru că aici am masă, kilogram, viteză la pătrat înseamnă metru pătrat pe secundă la pătrat, și asta se poate scrie kilogram ori metru pe secundă la pătrat înmulțit cu metru. Ceea ce înseamnă că ea corespunde produsului dintre forță, aici am newton, newton ori metru, și am produsul dintre forță și deplasare, distanță, metru. Și newton ori metru este joule. Deci, doar dacă viteza e la pătrat, obțin energia exprimată în unitatea de măsură care trebuie, adică în joule. Așa că varianta corectă, repet, este A. 9. Energia potențială în câmp gravitațional uniform are expresia, am spus deja că B de la varianta anterioară și care se găsește și aici tot la punctul B, este energia potențială în câmp gravitațional uniform. Deci B este varianta corectă. Din nou, dacă vom face analiza dimensională, vom vedea că nici în cazul lui A, nici în cazul lui C, nu obținem ca unitate de măsură joule-ul. Și 10. Legea conservării energiei mecanice la căderea liberă în câmp gravitațional uniform se scrie cum? Un corp în cădere are, după ce a căzut câtva timp, atât energie cinetică, pentru că are viteză deja, cât și energie potențială. N-a ajuns încă jos. În cazul căderii, de obicei alegem ca nivel de referință suprafața Pământului. Și el, corpul în cădere, încă n-a ajuns jos, deci se mai găsește încă la o anumită înălțime. Și ceea ce se întâmplă în timpul căderii este că energia lui potențială se transformă în energie cinetică. Deci pe măsură ce îi scade energia potențială gravitațională, mgh scade pentru că h scade, îi crește energia cinetică, mv pătrat pe 2. Și asta înseamnă că dacă ne referim doar la aceste două energii, suma dintre energia cinetică și energia potențială trebuie să fie constantă. Pentru că, repet, cu cât scade energia potențială, cu atât crește energia cinetică. Ceea ce înseamnă că varianta A este varianta corectă, pentru că avem mv pătrat pe 2 plus mgh egal constant. La B nu este corectă expresia energiei cinetice, iar la C nu este corectă expresia energiei potențiale. Deci varianta corectă este A. Și acum să trecem la termodinamică. Unu. Masa molară este egală cu, atenție, nu spune definiția masei molare este. Deci nu ni se cere definiția, ci trebuie să găsim care din cele trei variante este egală cu ceea ce înțelegem prin masă molară. Și atunci A este varianta corectă, pentru că masa moleculară relativă exprimată în grame este de fapt masa molară. De pildă, apa are masa moleculară relativă 18 și masa ei molară este 18 grame. La B avem masa moleculară, nu, masa moleculară e masă moleculară și masa molară e altceva. Masa molară este masa unui mol. Și la C, masa atomilor ce compun o moleculă. Nu, în primul rând că masa atomilor se măsoară în unități atomice de masă. 2. Două corpuri
se află în echilibru termic dacă două sisteme termodinamice sau corpuri sunt în echilibru termic, dacă atunci când le punem în contact nu schimbă căldură între ele. Și singurul parametru care contează pentru schimbul de căldură este temperatura. Dacă cele două sisteme termodinamice au aceeași temperatură, atunci când le punem în contact, nu avem un schimb de căldură între ele și asta înseamnă echilibru termodinamic. Și atunci avem varianta B, au aceeași temperatură. Variantă corectă, două corpuri se află în echilibru termic dacă au aceeași temperatură. La A spune au aceeași energie potențială, energia potențială nu are nicio treabă cu echilibrul termodinamic, ce se modifică volumul lor, nici volumul nu are nicio legătură cu echilibrul termodinamic. 3. Legătura între valoarea numerică a temperaturii T mare în scara Kelvin și temperaturii T mic în scara Celsius este diferența între scara Celsius și scara absolută, pe care o numim și scara Kelvin, este doar dată de punctul 0, în timp ce în scara absolută, scara Kelvin, 0 este 0 absolut, adică este cea mai joasă temperatură posibilă, iar cea mai joasă temperatură posibilă este dată de faptul că agitația termică dispare. Moleculele, atomii, ionii nu mai au energie cinetică deloc. Agitația termică s-a oprit și atunci avem 0 Kelvin. Am avea, pentru că de fapt nu putem atinge niciodată temperatura de 0 absolut. În timp ce în scara Celsius, 0 se găsește la 273,15 Kelvin. Deci 273,15 Kelvin este același lucru cu 0 grade Celsius. Și atunci dacă notăm temperatura absolută cu T mare, temperatura în scara Celsius cu T mic, avem relația T mare este T mic plus 273,15, ceea ce înseamnă că varianta corectă este A. 4. În transformarea izobară a gazului ideal, lucrul mecanic efectuat de gaz între stările 1 și 2 este. Într-o transformare izobară, lucrul mecanic se poate calcula fie prin produsul dintre presiune și variația volumului, fie prin produsul dintre numărul de moli, constanta generală a gazelor și variația temperaturii. Și avem varianta A pe lângă V2-V1. V2-V1 este variația volumului, deci varianta A trebuie să fie varianta corectă. La B spune L egal cu 0, nu, într-o transformare izobară avem un schimb de lucru mecanic cu exteriorul, ce lucrul mecanic este egal cu variația energiei interne. Variația energiei interne se calculează întotdeauna, în orice fel de transformare, cu relația nu înmulțit cu CV, înmulțit cu delta T, unde CV este căldura molară la volum constant. Și relația lui Robert Mayer ne spune că CP minus CV este egal cu R. Și asta înseamnă că lucrul mecanic care este nu R ori delta T nu poate să fie egal cu delta U care este nu ori CV înmulțit cu delta T. Așa că nici varianta C nu poate fi corectă, rămâne varianta A. 5. Variația delta U a energiei interne într-un ciclu de transformări este diferită de 0 sau negativă sau egală cu 0. Un ciclu de transformări înseamnă un șir de transformări în urma cărora ajungem de unde am plecat, adică ajungem în starea din care am plecat. O stare caracterizată de aceiași parametri. Asta înseamnă transformare ciclică. Deci plecăm de la o stare în care avem energia
să zicem UI, energia inițială, ajungem în altă stare în care avem o altă energie internă U' și așa mai departe, dar ajungem în starea finală, care are aceiași parametri cu starea inițială, ceea ce înseamnă că energia internă în starea finală este egală cu energia internă în starea inițială și atunci delta U, care este UF minus UI, este zero. Deci, într-o transformare ciclică, variația energiei interne este zero și avem varianta C, egală cu zero. Deci, varianta corectă este varianta C. 6. Căldura specifică se măsoară în joule pe kilogram grad și este egală cu căldura specifică. Ne arată câtă căldură trebuie să dăm unui kilogram dintr-o substanță pentru ca acel kilogram de substanță să-și ridice temperatura cu un grad Celsius sau cu un Kelvin. E același lucru dacă vorbim despre o variație de temperatură. Și asta înseamnă că dacă am dat căldura Q unui corp cu masa M care și-a mărit temperatura cu delta T Kelvin, să zicem, atunci căldura specifică va fi căldura pe care am dat-o împărțită la masa corpului, pentru că, repet, vrem să știm câtă căldură dăm pentru un kilogram de substanță, și înmulțită cu delta T, pentru că vrem să știm câtă căldură dăm pentru ca temperatura să crească cu un grad. Deci, aceasta este formula de definire a căldurii specifice și o avem la varianta A, delta T fiind scris acolo T2 minus T1. Dar, chiar dacă n-am ști formula, am putea observa că pentru variantele B și C nu obținem unitatea de măsură care ni se dă, pentru că spune căldura specifică se măsoară în joule pe kilogram grad. Și în cazul lui B avem kilogram ori joule supra grad sau Kelvin, pentru că avem M ori Q supra delta T, iar în cazul lui C, așa cum vedeți, avem joule pe număr de moli înmulțit cu grad sau cu Kelvin, deci nici în cazul variantei B, nici în cazul variantei C nu avem unitatea de măsură despre care ni se spune că este a căldurii specifice. Deci varianta corectă A. Principiul întâi al termodinamicii, la 7, care reprezintă legea conservării energiei în procesele mecanice și termice, are următoarea expresie matematică. Principiul întâi al termodinamicii definește o mărime de stare, energia internă. Și ne spune că atunci când dăm căldură unui sistem termodinamic, aceasta este folosită o parte pentru creșterea energiei interne și o parte pentru a efectua lucru mecanic. În general, sigur că pot să lipsească una sau cealaltă. Și asta înseamnă că, dacă vrem să găsim varianta corectă, observăm că putem scrie delta U este egal cu Q minus L. Și înseamnă că A este varianta corectă. Variația energiei interne nu depinde de tipul transformării. Deci când trecem din starea 1 în starea 2, avem o variație a energiei interne, care este U2 minus U1. Ea nu depinde de ce fel de transformări am făcut ca să ajungem în starea a doua. Ceea ce înseamnă că nici diferența Q minus L nu depinde de natura transformărilor prin care am ajuns din starea întâi în starea a doua. Se observă că B în niciun caz nu poate fi corect, nici măcar dimensional, pentru că în stânga am joule și în dreapta n-am nimic. Partea din dreapta e adimensională, joule pe joule. Iar C nu este corect pentru că avem, așa cum ați văzut, delta O egal cu Q minus L. Deci varianta corectă este A. 8.
În transformarea izotermă a gazului ideal, avem Q egal cu L, Q egal cu delta U, L egal cu delta U. Într-o transformare izotermă, delta U este 0. Pentru că, așa cum am mai spus, energia internă este funcție de temperatură. Și dacă temperatura nu se schimbă, asta înseamnă transformare izotermă, înseamnă că nici energia internă nu își schimbă valoarea. Și dacă delta U este 0, rămâne Q egal cu L. Deci, într-o transformare izotermă, căldura și lucrul mecanic schimbate de sistemul termodinamic cu exteriorul au aceeași valoare. Și răspunsul corect atunci este A, Q egal cu L. Atenție, principiul al doilea ne spune că această egalitate poate fi adevărată doar în cazul în care sau amândouă sunt zero sau amândouă sunt negative. Dar asta e o poveste pentru un alt eventual test. 9. Motorul termic este un dispozitiv care A. transformă o parte a căldurii în lucru mecanic, B. transformă lucrul mecanic în căldură, C. transformă toată căldura în lucru mecanic. Un motor termic, tocmai de aia se numește motor, pentru că ne dă lucru mecanic. Și pentru asta se numește motor termic, pentru că pentru a ne putea da lucru mecanic, el are nevoie de căldură. Deci el transformă căldură în lucru mecanic. Dar principiul al doilea ne spune că nu poate transforma toată căldura în lucru mecanic. Avem o limită dată de temperaturile celor două surse, sursa caldă și sursa rece. Și atunci varianta corectă este A. Transformă o parte a căldurii în lucru mecanic. Niciun motor termic nu va putea niciodată transforma toată căldura pe care o primește în lucru mecanic, pentru că principiul al doilea ne arată că randamentul unui motor termic este întotdeauna subunitar. 10. Randamentul unei mașini termice este eta egal cu L supra Q, L este lucrul mecanic efectuat, iar Q este căldura primită, eta este Q supra L, eta este egal cu 1 minus L supra Q. Randamentul se referă întotdeauna la ceea ce este util supra ceea ce am folosit, am consumat. Și în cazul unui motor, ceea ce e util este lucrul mecanic. Ăsta e scopul motorului, să ne dea lucru mecanic, să efectueze pentru noi lucru mecanic. Și atunci, randamentul este raportul dintre lucrul mecanic pe care mi-l dă motorul și din ce a obținut el acest lucru mecanic, din căldura pe care a primit-o prin arderea unui combustibil, de pildă. Și atunci, lucrul mecanic supra căldura primită este expresia randamentului, ceea ce înseamnă că, din nou, varianta corectă este A. Mai observăm la B că avem egalitatea eta egal cu Q supra L, propusă ca variantă de răspuns, dar Q supra L ar fi o fracție supraunitară odată, și randamentul am spus că nu poate fi supraunitar. Pe de altă parte, nu căldura ne interesează pe noi atunci când folosim un motor termic, ci lucrul mecanic. Lucrul mecanic este ceea ce este util. Iar la C avem 1 minus L supra Q, dar am lămurit deja că L supra Q este randamentul și atunci 1 minus randamentul nu mai poate fi randamentul, deci varianta corectă rămâne varianta A. Sper că v-am ajutat în pregătire, dar atenție! Oricât de multe rezolvări veți vedea, nu e destul. Pregătirea se face cu creionul și cu hârtia, rezolvând probleme, teste, după ce ați învățat teoria. Succes în pregătire! La revedere!